deja ai experiență la Te Cunosc de Undeva. Cum e sezonul cu numărul 3 pentru tine? Sezonul cu numărul 3 pentru mine și sezonul cu numărul 20 pentru emisiunea asta. E un sezon foarte greu, pentru că fiind o cifră rotundă, cumva avem parte de un cast infernal, să zic așa. Toți sunt buni, n-ai de cine să nu-ți fie frică. Practic toți reprezintă o amenințare pentru trofeul ăla. Toți au câte o mână, așa, câte un deget care atinge trofeul. Na, ce să zic, e un sezon greu. Faci echipă cu Joe. E o prietenie între voi? Cum ați ajuns în formula asta? Băi, eu cu Joe ne înțelegem foarte bine, ne știm de ani de zile, din afara contextului Te Cunosc de Undeva. Și ne știm de încă de când eram în Lala Band eu și ea făcea parte din trupa, instrumentiștii care cântau cu noi în Lala Band aveau împreună cu Joe o trupă și pe ea atunci n-o chema Joe. Adică nu avea numele ăsta, nu avea nickname-ul ăsta de scenă. Ne știm de o grămadă de vreme. Tot ai amintit de Lala Band. Spune-mi, din banii câștigați în vremea respectivă, ce ți-ai luat așa care să conteze, care să dăinuiască peste ani? Băi, parte din banii pe care i-am dobândit în Lala Band, eu sunt foarte strângător de fel, nu prea am cheltuit pe chestii superficiale, nu prea mi-am luat haine, nu prea am fost genul care să arunce pe... N-am avut cultul ăsta de acasă, știi, din familie, n-am avut educația asta să arunc banii pe haine și să vreau să epatez prin tot felul de mijloace. Am păstrat banii și, sincer, parte din ei chiar au contribuit la casa în care stau. Adică cu o parte din ei am cotizat și acolo. Sunt o persoană strângătoare, absolut toți banii mei se investesc în lucruri care mi-aduc bani înapoi. În afară de muzică, ai și, nu știu, un business sau intenționezi? N-am business, am investit în imobiliare, cred că ăsta e un business cumva în sine, deși nu este un business activ, este cumva un business pasiv, în sensul în care banii îți vin retroactiv, dar nu m-am băgat într-un business tot din dorința asta de siguranță, am investit în chestii care sunt sigure. La proprietăți care poate să-ți aducă ulterior promisiuni de apartamente pe care le cumperi într-un anumit stadiu de construcție și le poți vinde ulterior, etc.